ani grei, 2 ani cu probleme. Cu toate că anul trecut v-am văzut foarte frumoși în filme. Ați făcut filmulețele respective, dar vreau să vă zic un lucru. Era un baraj între mine și voi, cei de după ecran. Nu erau zâmbetele voastre cele naturale. Nu era plăcerea cu care ați venit astăzi și cu care o mai păstrați la început de activitate. Pentru că mai târziu, până la final, vedem. Dar mi-ați arătat că o să aplaudați până la final. Eu vreau să vă felicit cu această frumoasă ocazie de a ne întâlni din nou la ediția anului 2022 a concursului de teatru școlar Lumea Trește-ți clipa. Vă felicit și cu ziua de mâine. Deci îmi spuneți mâine și sărbătoarea via? Eu. Cine joacă teatru de mai mult timp cunoaște acest lucru că noi activitatea o desfășurăm în preajma sărbătorii și vin la această sărbătoare doar împătimiții de teatru. Pentru că celor care nu le place, nu vin aici. Se duc la sport, se duc la muzică, se duc la arte. Voi ați venit aici și cu această ocazie vreau să ofer cuvântul șefului Direcției Învățământ și Mișlia, domnul Vasile Surdu, care cu deosebită plăcere, voi nici nu știți cât ne-a costat ziua de astăzi în miez, ca să organizăm și să nu o ratăm. Da, păcum. Stimați oameni, stimați invitați, de obicei, după o persoană cu totul, cum este doamna Larisa, e greu să vorbim, adică cum, numai aici îți spune deja, s-a spus tot. Nu vreau să vă țin culirismul meu prea mult aici, dar vreau să vă spun că, însăși, estimitația dumneavoastră arată că sunteți bravi, sunteți pregătiți, însăși, aplauzele care le-ați, exercițiul care l-a făcut doamna Larisa, arată că veți fi bravo, veți fi invidioși pe vecinii voștri. Chiar veți fi bucuroși dacă cineva va lua locul întâi, va fi premiat sau cu mențiune. Eu vreau să vă spun, ceea ce faceți este, exact cum a spus doamna Larisa, un exercițiu pentru viața voastră. E un exercițiu cum să trăiți o viață. Este același citat care îl aveți pe panoul din spatele meu. Eu vă doresc succes. Doamne ajute, știți că sunteți cei mai bravi. Și să le spuneți colegilor voștri că teatrul care îl veți juca astăzi se aseamnă de-a lucru cu viața de zi cu zi. Sănătate și cu Doamne ajute! Pentru că este vorba de o concurență, este vorba de un concurs, o trecere în revistă până la urmă a activității cercurilor după interese pe care le-ați îmbrățișat voi în școala voastră, avem nevoie și de un juriu. Juriu are o menire, vă zic eu, din experiență, la acest concurs foarte grea. Credeți-mă. Voi o să primiți o plăcere deosebită, privind-vă unul pe altul dumnealor, o să vă evalueze ca profesioniști, pentru că noi pretindem a ne numi profesioniști, avem deja ani buni de când jucăm teatru și de aceea o să rog doamnele să aibă răbdare cu noi, pentru că mai suntem și mici în unele locuri, mai suntem și așa un pic strângați, dar vă rog, asta e. Vreau să vă prezint doamnele din juriu, care sunt la rândul lor absolut toate patru conducători de cer, de cercuri de teatru. Cei ce vine să vă spună că sunt niște oameni care cunosc cum se face teatru, nu din sală, ci din culise. Ele cunosc cum se face cum se împart rolurile, cum se face definitivarea acestui scenariu până la urmă, pentru că ați trecut prin multe filiere, vocea nu corespundea, înălțimea, sunt lucruri multe acolo care le respectăm noi atunci când întocmim un plan scenariu pentru teatru. Și cu deosebită plăcere vreau să o prezint pe doamna Maria Culaga. Eu sunt foarte... Dați-mi întorc mâini. Sunt foarte bucuroasă să revin în această sală pentru că zeci de ani am activat și mă credeți că mi-a spus cineva, că i-am spus lui doamna Rodica, că v-ați dus
și ați luat festivalul cu dumneavoastră. Uitați-vă, de când v-ați dus, nu-i festival. Așa că eu am revenit și vă aduc festivalul, adică aici, în scenă. Pentru că una este joci în online, nu vezi sufletul omului, spectatorului. Pentru artiști, să știți că spectatorul e principal. Și eu vă doresc succes la toți. La toți, la toți, la toți. Și la colegii mei vă doresc niște succese mari și în activitate să aveți numai copii buni la suflet. Și doritori să fac chiar. De asemenea, vreau să vă prezint pe doamna Iulia Spânu. Majoritatea copiilor din sală mă cunosc, sunt directoare bibliotecii, dar timp de 10 ani de zile am condus un colectiv cu titlu model, un teatru de păpuși al UNELU și am fost la diferite instruiri, activități la nivel republican, festivaluri împreună cu copiii și am o experiență în activitatea teatrului de păpuși. Da, de asemenea, vreau să o prezint pe doamna Cristina Rabagin, pe care o cunoașteți. Bună ziua tuturor! Eu nu sunt de prima dată în juriu, am deja cât de cât experiență în domeniul acesta. Eu astăzi vă doresc succese, fiecare colectiv aparte, să deveniți până la sfârșit să ocupați locuri, da, în frunte, să deveniți laureați. Succes! Vreau să vă prezint pe doamna Ludmila Cebotari. Directorul adjunct al instituției publice Liceu Teoretic Ion Creangă din Cimișlia, la fel conducător de cerc, doar că cerc de teatru social. Sunt niște... Azi o să încerc și este la debut colegul meu de astăzi, membru Consiliului Elevilor de la Liceul Ion Creangă, Cristu Antoci. O să-l aplaudați pe el. O să încercăm cu Cristi să vă ghidăm în aceste programe, programe care am întocmit-o și care este la conducătorii de cercuri și o să mergem după formula care v-am dictat-o, dacă mai trebuie mai spun o dată, un orar în temei cum ați susit. N-am făcut absolut nimic. Cum au venit rutile, așa v-am notat. Colectivul care vine în scenă este un colectiv cu tradiții. Un colectiv care participă la acest concurs de la început și să dea Domnul până la final. Este un colectiv ca și în orice școală schimbător, pentru că trupele se schimbă, copiii cresc, pleacă de școală, dar este un colectiv cu o tradiție deosebită. În mare majoritate, așa din ce știu eu, toate adaptările scenice sunt improvizate de conducători. Ei doar de două ori în decursul concursului s-au axat pe lucrări ale scriitorilor. În rest au mers pe adaptările proprii. Așa și așa ați găsit de cuvință dumneavoastră. Deci asta este despre picii de la Batâr și care vin în scenă cu... Picii de la Batâr ne vor prezenta Calea spre Lumină, o poveste inedită care cu siguranță ne va lăsa cu o amprentă spirituală frumoasă. Așa că le dorim mult succes și să îi întâmpinăm cu aplauze. David, David, dă-ne o armură, te rogă, dă-ne o armură. Oi, hai, mulțumesc, hai, hai. Hai, ia să mă chiomar, te omar de urmă. Te omar. Aș face ca așa. Mă joc, mama. Dar lecțiile ai făcut? Ii, las-mă, mamă, încă o leargă, las-mă! Nu, am făcut niciun fel de lecție. Ia da agenda și eu am făcut. Ii, nu trebuie să caut. Da, eu te am făcut. Agenda nu știu. Doamne, fiu. Și
ce-s cu notele astea aici, măi, Nicu? Mă uit eu așa la tine că te-ai lăsat cam de învățătură. Asta te jocurile astea tăi. Mama, dar ce are una cu alta? Ia-mi grețilești iconul deoparte. Iobi, vrei să te demonstrezi? Da. Mâine prima lecție ai limba română, așa-i? Da. Și pe acasă ai avut de caracterizat personajul Dan Căptani Fly din opera lui Vasile Alexandrin. Ai făcut? Ei, mama, cât e aici ca scrâmpinenea Gobie? Da, eu am grăit să ieși telefonul deoparte. Eu ți-am spus încă de mult că tu ai cartea asta pe raftul tău de cărți. Ei, mama, dar și eu nu știu și cărți am eu acolo. Dar și eu nu știu și cărți am citit. Tu aduc cu ochii închiși. Mai cred eu acolo că eu tot cărțile le știu. Ia, da asta și cartea asta. Ii, mama, dar eu chiar nu știu că eu am așa carte fixă. Dar de unde știi, dragul mami? Și eu tăta asta. Da, da. Pentru și mie, dacă eu tot fragmentul video l-am văzut și nu mai trebuie să-mi pierd timpul. Nu-i poate. Eu ți-am spus, legenda populară ne spune așa, că când citești, aroma apare și fiecare pagină are mirosul ei aparte. O pagină miroasă a iarbă, alta a plânsă, una personajului te îmbrățișează. Dar în alta, ele parcă prin viață, dragul mami, au voce. E chiar? Da. Că nu miroase mie. Dar și miroși, ți-am zis că numai când citești apare aroma. Dar eu chiar nu știu, mama. Mama, să-ți mai spun un lucru, dar tare important, să-l ții minte. Prietenii ăștia tăi virtuali, din telefoane, n-ați și bașit de fidezi ca personajele este de aici. Că mama, când era pititică așa ca tine, tot cite cărți. Și mama vine și stânge fuga lumina. Dar eu cu plapuma deasupra și cu lanterna în mână, nu ne n-am și citem tot cuvântul și încercam să iau tot dulceața din prânzul. Mama, stilez să citești, dar tu ține minte vorbele mele. Vine, mama. Ursana val să aruncă neagră atătărime, croind o pârtie largă prin deasa ei mulțime. Păi, dar nu miroase anică. Nișa aici, iată-ți dau pagina. Tot vine după Paulo spre mândrul răsărit, el intră și în deasă în gloată tremurit. Dar nu miroase nici a câmp, dar nici a patrii, mama mi-a spus că miroase a patrii. Poate nasul meu, Violeta! Violeta! Da, vin în coașii! Violeta, nu am nimic cu fac tictor! Vine, te rog, Violeta! Spune și... Vine, te rog, e că aici ea. Ia, citește! E că aici... În laturi înalte, în urmă, nu-i tot mare. Gata, ea miroase! Dar și? Nu miroase nică, ai dat-o cu parfumul. Nu miroase? Iată-ți dau pagina, ia aici, e că aici. Tătare, e ca zăvorii pe dânsul, dar în navală. Ia gata, miroase numai. Și vrei, Nicu, dă-mi pașa tâta. Cum nu miroase nici a câmpă, Nic? Nu. Cum nici a patrie? Nu. Fii. Dar cu mama, Nini, a spus că orice pagină dintr-o carte are miros. Ai, lasă-mă, Nicu, îmi văd cartele din TikTok. Ii. Eu nu înțeleg, Nică. Și-a făcut. Am uitat să continui jocul. Am așa să zică, bratanii mei, numai din cauza ta, du-te de aici, nu mai vreau să te văd. Cartea, bucuria noastră, are multă învățătură, ea a strâns toată lumina, n-a uitat. Și hăinuțe și pătuțuri, astăzi am mai irisit.
iar piticii pot să vină. Totul este pregătit. Eu am reușit de toate, că sunt foarte hărnicuță. Numai, nu știu de ce, copiii au uitat de mine. Nu mai citesc cărticica mea și mi-e foarte trist pe suflet. Și eu mă retrag. Dacă nu vă place, eu n-am ce vă face. Trata în spate și am plecat. Albinuța mea.
cea mai harnică, cea mai darnică, cea mai harnică, cea mai darnică. Zum, 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 zum. Ce ai, puiu? Nu vrei ei? Am pierdut pe frații mei. Cum arată? Toți gâlbui. Cum îi cheamă? Pui, pui, pui. Pui, golaș, cum stați în pui, pui, fără plăcumioară? Ne pelim cu ale mamei aripioare. Iar dacă copiii n-o să mai citească, pui de pe copertă n-o să mai zâmbească. Cum, cum, cum să nu citească? Dacă nu vă place, n-avem ce vă face. Trai sta în spate și-am plecat. Eu sunt un băiet isteț, Nică, de la Humulești. Dacă eu în copilărie cireș furam, voi de la liniera le cumpărați și tot cu sâmbur le mâncați. De la scăldat, cu chelea goală, pe drum alergam și pe voi vă făceam să zâmbiți. Dar voi TikTok-uri pe Instagram distribuiți, cu pupă zălăpeanță strigam să procurați. Dar voi Windows-uri la laptop-uri schimbați. Hehehehe, dar eu ulcioarele smânteneam și de vină strigoi dădeam. Dar voi iaurturile le gustați și smântână nu mai mâncați. Să știți că tot ce ați aflat s-a întâmplat cu adevărat. Eu sunt Nică, tatăl meu Ion Creangă și cartea se numește Amintiri din copilărie. Dar, dragii mei copii, am o mare durere pe suflet că nu vreți să citiți cartea mea. Dar stați doar în telefoane, tablete, calculatoare. Dacă nu vă mai place, o să plec cu totul de la voi. Și noi plecăm! Dacă nu vă place, n-avem ce vă face. Trai sta-n spate și-am plecat. Cine nu citește, nu se îmbogățește și rămâne în veci uitat. Stați, stați! Eu vreau la toți bine! Sunt vestitul foarte frumos, lup călare și pe jos. Zmei, panlauri, te-am aflat, capetele le-am tăiat. Oamenii răi am pedesit, pe cei buni am ocrotit. Pe Ileana am scăpat din cel codru întunecat. Am adus soarele la copii și o să citească mii! Eu tot sunt de acord cu fost frumos. Hai să ajutăm copiii să se întoarcă cu fața la carte. Țina Bună mă numesc. Am pe roche, soare, lună. Cosinzeană mă numesc. Toți copiii îi iubesc. Și noi îi iubim! Avem un colectiv care este astăzi la început de cale
este un colectiv care nu a mai evoluat pe scena de la Cimișlia, dar este bine cunoscut în școală. Este vorba despre colectivul Scăpărici de la gimnaziul Salgaida. Sunt niște copii care, sub ghidarea doamnei Maria Lungu, încearcă să facă primii pași în teatru și, ca să le urăm succes într-un ceas bun, o să îi aplaudăm atunci când o să vedem în scenă, ca să le dăm așa un impuls și o urare de drum bun. Colectivul teatral Scăpărici, gimnaziul Sagaidac, ne vor pune în scenă sau ne vor încânta cu adaptarea scenică Lume, lume, hai la glume. Să-i terminăm cu aplauze și le urăm succes! Lume, lume, hai la glume! Lume, lume, hai la glume! De la lume adunate și înapoi la lume date. Copilașo mare, mama te spală, să fii curățel, bărfășel, frumușel. Chiar ridică rânduța în sus, nu ca să te spele subțiori, să fii mamei de ajutor. Vai,
de mine câți oameni proști sunt în lumea asta. Bună ziua, un bun! Bună ziua, drumete! Dar ce faci aici? Dar mai chelui de două zile să pun lumina soarele în borde și tot nu mi-ți primești. Vai, ce trudă, om bun! N-ai un topor la tine! Ba! Ia toporul, sparge aici și soarele va intra singur în bordei. Apoi fă o fereastră și pune-o. Mulțumesc, drumetule. Doamne, câți oameni proști sunt în lumea asta. Bună ziua, om bun. Bună ziua, drumetule. Dar ce faci aici? Ia că am construit un car în casă și ușa este prea mică și mă gândesc cum să-l scot, să dărâm ușa sau să nu o dărâm. Vai de mine, om bun, ce trudă! Hai cu mine în casă să desamblăm carul și vom scoate pe bucăți afară. Vai de mine și de mine, câți oameni proști sunt în lumea asta! Dar ce faci aici? Dar tu ce, nu vezi? Văd, dar nu înțeleg nimic. Dacă ta hramul ăsta de vacă este hrămisită de foame și vreau să urc pe casă să mănânce niște fân. Vai de mine, ce trudă, om bun. Hai să spânzuri vaca. Ia fânul de sus și pune-l jos și vaca o să mănânce singură. Dar el nu o să se împrăști. Nu fi scump la tăriță, țărane, și ieftin la făină. Bine, om bun, că m-ai ajutat și-ți mulțumesc că dacă nu puteam să-mi spânză vaca asta mea dragă. Doamne, ferește, câți oameni proști sunt pe lume. Ai de la vânătoare de gâști.
Hai, 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 hai! Uitați-vă pe ce grăște am vânat! Bravo, dar cum să le împărțim, că noi suntem cinci? Acum să le împărțim! Deosebit o etapă. Acum, mai nou, au încercat să aducă în scenă păpușii vii, adică copiii care joacă rolul păpușilor. Vedem și data asta ce li s-a primit, pentru că în timp de 2 ani nu ne-am văzut, n-am mai știut ce a fost în instituția lor și de aceea sperăm să fie ceva bun, ceva nou, care să ne placă și să ținem minte din ziua de astăzi. Așadar, ne vor prezenta Iedul cu trei capre, o poveste fascinantă pentru toți copiii cu minți. Cucurigu, salut!
tare, unde murmură izboare și e soare în pume. Eu sunt de la Selenie. Mi s-a dat însărcinarea să vă fac eu prezentarea trupei noastre de actori. Veți viziona, măi frate, iedul nostru cu trei cabre. Cucurigu! A fost odată ca niciodată un ied și avea trei cămbrițe. Margareta, care îl hrănea și pregătea masa tot timpul. Marieta, care îl adormea și cânta înainte de somn. Și Beheheta, care era o lume zdrăvană. Dar totuși îi cosea haine și avea grijă de hăinuțele eguțului. Iar acum, hai să lăsăm vorba într-o parte și să vedeți povestea. Note. Singur, ajută-mă! Hai, mamă!
O ocuriți pentru mami Marie, o ocuriți pentru mami Benihetă și o ocuriți pentru mami Margareta. Dar nu-i bine că am sărat. Au dat să încerci pui niște miere. Bine. Gata, eu am trecat la soamnă. Văduți, fiule! Hai, mami, că e timpul să dorm după amiază. Nu, fiule, să dorm după amiază, v-am spus că nu-mi place. Am certat-o și am zis niciodată să nu te încrezi în sfaturile cuiva aflat la necaz. Păi nu știi tu, Marieto, că la omul sărac nici boi nu trag și ca de șerpini ai noroi. Soroatelor, să-i mergem numai decât să o ajutăm. Stați! Am uitat! Trebuie să pregătesc de alegorii pieduzul nostru, că dacă ne vom duce, ce o să mănânce? Of, așa e că și nu, uite, trebuie să-i ca haine, să-i răsăm, să-i haidem nou. Ce să face pieduzul nostru fără noi? Mamă Beheta! Mamă Beheta! Îmbracă-mi! Tu ce, nu-i nimeni acasă? Cine cu mine să mă îmbrace? Uf! Mamă Beheta! Știu în șeret, flip, azi plâng și o să vin. Da. Mamă Beheta! Ce plângeare totul și speră, iese zbuduiau pereții casei. Iar în acel moment, fix plângă căsuța Ieduțului trecea un animăluț. Ce e cu la arma asta? Aici e casa Ieduțului către căpiții. Mi semne că căpițele vor fi duse de acasă. Ia să intre să nu fie cumva, Iedul pățit ceva. Dar cine e acolo? Zic, dacă zicești, ghicitoarea mea. Hai, spune. Am o coadă belșugată, nu ca ursul lui tăiată. Sunt și reată și vitleană, furgăin pe sprânceană. Ghicin! Pisica? Și pisica. Care coadă îmbelșugată? Să-ți zic un indiciu? Da. Am păcălit ursul și peștele l-am mâncat. Aaa, vulpea! Intră! Ghicin, zericule! Ce s-a întâmplat? Și urle așa tare că se cutremură toată casa cu cei. Întâi zici, n-ar cine să mă îmbraci. Hai că te îmbrac eu, dar cu ce trebuie să te îmbraci? Cu ce hăinuțe? Unde sunt hăinuțe? Nu știu, ia uite-mi baie. Ai găsit ceva? Nu, Ieduțule, nu sunt baie. Ia uite-mi supat. Supat? O, Ieduțule, plin de praf spate. Ia uite atunci în camară. Camară? Da.
Mizuțule, nu ăsta-i sacoașul tău? Da, ele. Hai că te îmbrac eu, că am fost la un curs cum se îmbrac copiii mici. Da. Ridică mâinile și închide ochii. Vulpi, ai terminat? Vulpi! Vulpi! Ei ne-au furat paltonașul și coarda ne-a luat-o. Ce ați mă aduc eu mâna afară și ați mă ajut? Ați avut și foame. Mamă, mamă Margareta, ne-a mâncat! Ce-ți plâng tare? Mamă, Margareta! Ce plângeai, Iuțu, și speram. Ei zici că pica cerul pe el, nu alta. Iar în acel moment, fix pe lângă căsuța Iuțului, trecea un alt animăluț. Uai, dar și s-aude! Ei, și-ai căsuța-i plângut de cap, ia de să îți vezi ce-a întâmplat. Dar cine-i acolo? Ia de sușești. Ce-ți fac? Șerșe-i. A, hai să văd. Sunt mare puteri cu tare, am și pofte de mâncare, zic mor de foame, gâșim. Arena, ce? Nu, dar cine o șerși? Fii mare și puternic. Hai să-ți mai dau o șansă. Elefantul. Nu elefantul, dar dacă îți dau niște indicii. Am fost pe căle de vulpi și am rămas fără coadă. Eu, dar eu coada am. Am, ursul, hai în. Hai că niște ouă, grață. Și eu iedu și zgărașa de tabi despre îmbrașa pe pereși de pe casă. Pică în orice izi, mă grăneoși. Dar ține unii mâncare aș te ajute-o să da, nu știu, de unii o știu. Dar și eu te știu. Ia uite, poate e supat. Supat, hai că mă uiți. Nu-i nicăieri acolo. Da, în baie. Dar cum și pe în baie? Și îți bagi joc din mine. Atunci, dar în curtea din spate, nu știu, uite. În curtea din spate, acolo ușa se mănânce. Ia uite, în camar, poate. Ei, în camar sunt bine, hai că mă. A, și el. Vreau și piftie. Piftie, hai bine, hai să. A, și el. Păi și-n țele. Hai și dința și păi și-n țele. Ia să mă apuc, coleg. A, și el. M-a lovit. E să-ți sari cap și hărău. Ia, mă. Oi, iedule, oi, nu era Nica. Și nu mi-a lăsat Nica de mâncare? Nu ți-a mai lăsat Nica, că prășesc greșit tot o mâncare. Ce-ți fac eu mâncare? Ce-ți mănânc? Hai, las că-ți fac eu mâncare. Mă faci tu mâncare? Hai, că-ți fac. Des-mă acolo puțin și toți mă strângi. Dar și s-a auză? Ursule! Urs! Nu ne-au făcut mâncare și a unui gol. Ce-ați mănânc eu amul? Și încă ce somn mi s-au făcut? Mamă Margareta! Bieta! Mamă Bieta! Uf, trebuie să mai plâng. Și plângeai adus-o și zbiera de se zguduiau pereții casei. Iar în acel moment, fix de lângă căsuța adus-ului, trecea un alt animăluț. Iii, această casă e drum cu trei capre. Pe semne, cele trei capre ar fi dus la beata capră cu trei iezi. Trebuie să mă duc și eu pe acolo. Dar să văd ce s-a întâmplat cu bietul ieduț. Dar cine e acolo? Ghicitoare de ghici, vei face, vei pofti. Aoleu, hai spune. Eu, mis că îmi supără că nici ouă era mâncat. Mis hamesit, mis patruped, m-aș mulțumi și cu un el. Câini? De și câini? Că e hamesit și patruped. Și mănânc și ies? Nu, că nu. Atunci leu. De ce leu? Că e hamesit, patruped și ies. Nu-i drept, îți dau un indiciu. Am mâncat-o pe scufiță roșie. A, știu povestea. Lupul, aien. Ce s-a întâmplat, Ieduțule, cu tine? Da, și tot s-a început azneață, eu m-am trezit și n-avea cine să mă îmbrace, pe urmă am început a plânge, au venit vulpi, aș ne-au luat toate hăinuțele, pe urmă ne-au fost foame, eu am început a plânge, au venit urs, cred, ne-au mâncat toată mâncarea, și am mâine, n-a cine să mă dau, și ai venit tu. Of, ui, dar mult mai vorbești noi în coptie, spune-mi ce scurt. Ei, n-are cine să mă doar. A, n-are cine să doarmi. Da. Vrei să dormi eu? Da, mă dormi tu? Da. Da. Așa? Da, e ca la mâini frig. Așa? Da, la maie, la mâine, la maie. Așa? Oh, da, e ca așa. Bietul Ieduțu a adormit. Astăzi n-am mâncat nimic.
foarte și o leagă prin cap. O, dar ați văzut? Nu avea niciun pic de carne. Ai văzut cum oaia aceea se uită? Doamne! O, dar oare beata capra a săpat singură groapă? Chiar nu știu. Da. Mădus! Fiule! Unde-i? Unde-i duțul nostru? Poate s-a întâmplat ceva. Deja ați venit, dar eu am ați vă povestesc, dar mă duc să mă schimb și mănânc, că eu s-o obosit. Și trebuie să mă acum. Taci, feritule! Domne! Ia-ți mă acum, păleacu. Dar de ce să-mi recordați în voi, cred că s-o obosit? Doamne, mama! Dar nu, că eu de-amă sunt mare, eu singur pot să dorm. Da. Deci, ați văzut greșelile eduțului nostru. Sper că nu le veți repeta. Dar sunt sigură pe voi. Pentru că voi sunteți mari, aveți grijă de patul vostru și cel mai important, ascultați de mama și de tata. Iar înainte să ne luăm la revedere, ce ziceți să chemăm animăluțele? Wow, vulpi! Scuze, eduțele, că ți-a furat eduțele. Ia ca și coardăra. Wow, m-aș simt în vădere. Băi, scuze, ți-am cat o mâncare. Da, eu așa aștept în mâncare. Oh, eduțele, totul s-a început pe 14 februarie. Și da. Ai scurt? Scuze, eduțele, că am gust să mănânc. Pentru că ne privesc.